Ne aflăm în depozitul central al arhivelor diplomatice ale României, arhivă constituită în urmă cu peste 150 de ani și care de aproape un secol se află organizată, sistematizată și de asemenea îmbogățită an de an prin documentele care relefează politica externă a României. Cele mai vechi documente care le avem în această parte a depozitului datează din anii 1830-31. Sunt documente scrise atât în chirilică cât și în română și în limba franceză, limba internațională a acelor vremi. Grație eforturilor unor arhiviști în trecut, o parte însemnată din aceste arhive, încă nevalorificate, subliniez, au fost recondiționate și se găsesc în bună stare, pot fi cercetate oricând de către cei dornici să cunoască începuturile diplomației române. Iată unele din cele mai vechi și cele mai importante documente care au o istorie foarte frământată, pentru că nu au zăcut în același depozit, nu au fost cercetate, au călătorit, cum se spune, datorită vitregilor vremii, și au fost readuse în țară grație unor eforturi și unor înțelegeri, bineînțeles, interstatale. Este vorba de documentele legate de chestiunea Dunării și de războiul care ne-a dat independența. Au fost dincolo în Rusia, sunt acum la noi, câte s-au mai păstrat, din fericire destul de multe, care ne oferă o imagine cât mai detaliată asupra evenimentelor care au dus la independență și apoi la recunoașterea ei de către Forumul European de la Berlin. Din cei peste 7 km de arhivă care reprezintă arhivele diplomatice, un fond important și la care ținem foarte mult este fondul Titulescu. Iată, am în mână una din importantele piese aurite, după cum se poate vedea, un caiet de însemnări foarte minuțioase, aș spune chiar pedante în unele momente, al lui Titulescu din anul 1938. Firește, arhiva Titulescu este foarte bogată, de la piese originale ale actelor diplomatice la care ilustrul nostru înaintaș a participat și le-a semnat, până la, să zicem, ciorne, pentru că el avea o rigurozitate extraordinară. Fiecare scrisoare, telegramă era dublată, se afla într-un, să spunem, dosar al lui care îl păstra. Unele din aceste dosare le ducea cu el în străinătate și apoi ținea legătura permanentă cu colaboratorii săi apropiați. Este bine de spus celor care ne privesc astăzi că unul din eforturile noastre foarte importante îl reprezintă recuperarea arhivei Titulescu, pentru că deși majoritatea pieselor se află la noi, încă foarte multe se află răspândite pe întreg globul. Grație unor prietenii și unor interese comune, am reușit să recuperăm în urmă cu 2 ani și mai bine 4 cartoane de documente din perioada 1934-36, deci a celui de-al doilea ministeriat Titulescu, care au avut o istorie extrem de zbuciumată. Imediat după moartea sa au fost preluate de serviciile secrete franțuzești. Franța ocupată a însemnat că aceste documente au fost capturate, dacă se poate spune așa, de serviciile speciale germane, duse la Praga, evenimentele precipitându-se, Praga eliberată de către armata sovietică, luate aceste documente și duse împreună cu faimoasa arhiva biroului 2 francez la Moscova. Documentele respective ne-au fost remise în urmă cu, spuneam, mai bine de 2 ani, grație doamnei de Nomazi, conservatorul șef al arhivelor franceze, și ne-au fost donate fără nicio altă obligație din partea noastră decât de a le pune în valoare. Ne străduim astăzi să le ordonăm și cred că în cursul acestui an vom putea să le punem la dispoziția cercetătorilor. Facem un apel și pe această cale tuturor celor care dețin nu numai lucruri documentare, dar și obiecte și alte mărturii despre prezența atât a lui Titulescu cât și altor diplomați români care au făcut istorie și care vin să întregească elemente care reprezintă piloni
ai unei tradiții pe care diplomația română o are de peste un secol și jumătate. Aș dori să spun cu această ocazie că în vara acestui an se împlinesc 140 de ani de la crearea Ministerului Unic al Afacerilor Externe Român și care va însemna și pe acest plan al recuperării valorilor noastre un efort deosebit pe care conducerea actuală, vreau să spun, este conștientă și mai ales ne sprijină în demersurile noastre, nu numai în Europa, dar și pe alte continente. Spuneam că piesele documentare relative la Titulescu nu sunt numai documentele propriu-zise din hârtie și convențiile pe care le-a semnat. Avem o parte din imaginile care l-au păstrat pe Titulescu în mișcare, vorbind cu acea voce inconfundabilă, cu accent. Și îmi permite să vă aduc chiar din depozit, este o descoperire a noastră care am făcut-o. Iată un document foarte important care îl avem, Titulescu vorbind la Liga Națiunilor. 10 septembrie 1930, avem și această însemnare prețioasă. Confiant, prudent, action, esprit de sacrifice. Voilà les quatre commandements de l'heure actuelle. Renforcer la confiance par l'action, la tempérer par la prudence. Ne jamais renoncer à l'action, parce que mai avem o serie de alte filme. Cel mai prețios dintre acestea, cel puțin până la ora aceasta, se numește Momentul semnării Pactului Înțelegerii Balcanice. Un moment deosebit în istoria popoarelor din sud-estul Europei, 1934, semnarea acestui pact la Atena, rolul principal avându-l Titulescu alături de ceilalți miniștri ai Greciei, Iugoslaviei și Turciei. Este un exemplu peste timp, ceea ce înseamnă dialogul și cooperarea între națiuni, ceea ce înseamnă chiar prietenia, dacă se poate spune că între oamenii îmbrăcați în frac, uneori, alteori, dar care sunt în primul rând oameni, sunt diplomați, reprezentanți ai țărilor respective. Dincolo de relațiile oficiale, între Titulescu, un Rustiu Bey, un Demetrios Maximos sau un Ieftici, ministrul afacerilor străine iugoslav, a însemnat și o prietenie peste timp. Să nu mai amintim și de diplomatul grec, Frangoulis, care i-a păstrat memoria, așa cum s-a întâmplat și în 1966, când, pentru prima dată, s-au aniversat figura și mai ales opera, actualitatea operei lui Titulescu la Geneva. Arhivele diplomatice conțin valori uneori nebănuite, inclusiv pentru cei care suntem astăzi păstrătorii acestor arhive. Aproape pot să spun că nu există săptămână să nu descoperim noi elemente care ne trezesc interesul și care încercăm cu eforturile unui colectiv mic, dar entuziast, să le punem în valoare și să le oferim celor interesați, pentru că ceea ce vedeți dumneavoastră aici nu înseamnă numai istoria românească, înseamnă istoria întregului spațiu în care trăim, a continentului european și uneori chiar de pe alte continente. Pentru că am vorbit de Titulescu, aș dori să amintesc, aici sunt multe mărturii spre înființarea primelor legații românești și pe alte continente.
La un moment dat, într-una din telegramele pe care le avem aici, Titulescu își exprimă regretul că n-a putut să înființeze pe continentul american, latino-american, de exemplu, mai multe legații decât cea pe care o înființa în decembrie 1927 la Rio de Janeiro. Aș dori acum să vă prezint încă o serie de volume care includ o istorie foarte apropiată și de asemenea cu un impact deosebit asupra celor zilelor pe care le trăim astăzi. Este vorba de fondul Conferința Păcii de la Paris 1946-47 și care reprezintă strădanile de-a lungul a câtorva ani ale unor istorici, profesori, juriști, diplomați, oameni politici care au pregătit aceste documente cu grijă. Deci veți găsi nu numai aceste scrieri, dar multe hărți, statistici și alte materiale, unele sunt unicat, menite să fundamenteze politica României cu care s-a prezentat la această conferință de pace. Aș spune că este unul din fondurile cele mai des solicitate în ultima vreme și noi sperăm, printre altele, să începem foarte curând publicarea pentru prima dată a acestor documente într-o serie care am numit-o seria România în al doilea război mondial și care probabil va cuprinde mai mult de 10 volume. Avem în acest moment în față tratatul de pace dintre puterile aliate și asociate și Ungaria. Semnatarul din partea României, alături de profesorul Ioan Cantacuzino, doctorul Ioan Cantacuzino, ministru de stat, a fost Nicolae Titulescu. 4 iunie 1920, după cum vedeți, un tratat extrem de voluminos, cu prevederi care încercau să statuieze relațiile atât dintre România și statul vecin, Ungaria, cât și dintre celelalte state europene și Ungaria, în noua ordine internațională stabilită de sistemul de tratate pe care le cunoaștem sub numele de sistemul Versailles. Nu este însă singurul tratat care îl avem aici, semnat de Titulescu de-a lungul activității sale prodigioase, de aproape două decenii, și vom putea vedea în alt locaș al arhivelor diplomatice, vom putea vedea semnăturile sale pe, de exemplu, Convenția asupra agresiunii, Londra 1933, pe Pactul Înțelegerii între România, Iugoslavia și Ceoslovacia, reorganizarea Micii Antante și, de asemenea, un pact despre care poate toată lumea îl cunoaște, Pactul Înțelegerii Balcanice din anul 1934. De asemenea, de ce nu, amintim și Pactul asupra strâmtorilor de la Montreux, cu puțin timp semnat înainte de disgrațierea sa și ieșirea involuntară, dacă am putea spune, forțată de adversari atât din interior cât și din exterior, a lui Titulescu din cabinetul liberal din care făcea parte în vara lui 1936. Iată un alt fond extrem de important care îl avem în depozitul central al arhivelor diplomatice. Este fondul Societății Națiunilor, forumul mondial care a guvernat, care a încercat să guverneze prin ordine și prin reglementări internaționale și să statuieze o viață internațională normală de cooperare, să reglementeze litigiile între state și să contribuie astfel la întărirea păcii. Unul din artizanii Societății Națiunilor, cel care a avut ca deviză o zi de pace este mult mai prețioasă decât oricare sacrificiu, victorie din timp de război, este fără îndoială Nicolae Titulescu. Iată din aceste scoarțe, oricine vine și studiază în arhivele diplomatice, poate să observe cât de variate au fost problemele pe care Titulescu, alături de ceilalți juriști, diplomați, oameni care au făcut parte din diversele organisme ale Societății Națiunilor, au reprezentat momente importante de chiar
reformarea dreptului internațional, din probleme cu totul, totul diverse. Iată, am în mână, deci la întâmplare, problema drogurilor, o problemă care este de o actualitate. Și ea se vede de aici câte dezbateri, câte încercări de reglementare a acestor probleme, a traficului de stupefiante, care însemna și atunci ca și astăzi o daună extraordinară asupra sănătății omenirii în general. Să nu mai vorbim de problemele minorităților. Și aici lorile de poziții ale lui Titulescu sunt remarcabile. Să nu mai amintim problema rezolvării în mod constructiv pe calea dialogului a chestiunilor de frontieră, a problemelor economice. Pentru că, iarăși, Titulescu a fost cel care a militat pentru unitatea Europei. Un vis pe care astăzi omenirea, europenii încearcă să-l pună în practică și vedem rezultatele care sunt. Dar Titulescu este unul din pionierii acestor idei de unitate a Europei. Fondul este foarte important. În afară de volumele legate, avem încă peste 100 de metri lineari care încă nu au fost inventariați. Probabil ne ascund și acestea multe. Fondul Titulescu s-a creat de-a lungul anilor, mai întâi ca un fond normal, cum avem pentru fiecare ministru titular al Ministerului Afacerilor Externe, apoi, la începutul anilor 60, în momentul în care s-a căutat să se pună în valoare mesajul unei opere imense pe care o reprezintă opera lui Titulescu, strădania unor oameni, aș aminti George Macovescu, Constantin Turcu, George Potra, Dinu Giurescu, foarte tiner la acea dată, și mulți alți lucrători, unul din aceștia se află și astăzi, domnul Nicolescu, poate cel mai vechi arhivist în domeniul arhivelor diplomatice, și mulți, spuneam, mulți alți entuziaști, dar și competenți profesioniști, au dus la alcătuirea acestui fond, special Titulescu, care se află în această încăpere mai specială, dar care nu ascunde decât pentru mai buna păstrare. Sarcina noastră este tocmai de a pune în valoare și a oferi publicului cu dărnicie și din toată inima acest fond. Spuneam, printre piesele importante, nu sunt foarte numeroase, sunt și aceste benzi care ne aduc în memorie și care ne impresionează și peste ani vocea inconfundabilă a lui Titulescu. Iată, în mână am un discurs ținut de Titulescu la Liga Națiunilor, la Comitetul Internațional de Cooperare Intelectuală în 1934. Un alt, deși este mai scurt, este o emisiune dedicată lui Titulescu de data aceasta, de Radio Național din Montevideo, în urmă cu peste 30 de ani. Avem vocea faimoasei jurnaliste Genevieve Tabui cu ocazia comemorării a 25 de ani de la moartea lui Titulescu și de asemenea o altă înregistrare cu vocea lui Titulescu care a fost, grație mijloacelor moderne, actualizată. Prietenii noștri de la radio au făcut acest lucru și care noi o păstrăm cu, bineînțeles, cu multă atenție și cu sfințenie în aceste fonduri Titulescu pe care le deținem. Apelăm și cu această ocazie, poate mă repet, toți cei care dețin trebuie să ne ajute să întregim fondul Titulescu. Este o operă de interes național și care vine să pună în lumină și tradițiile frumoase pe care românii le au de a păstra în memorie, de a păstra, de a conserva, de a valorifica aceste comori ale spiritualității, ale minții românești. Ne aflăm în laboratorul în care micul colectiv al arhivelor diplomatice împreună cu distinși profesori, în care îl număr în primul rând pe profesor George Potra, pregătim o parte din acțiunile consacrate aniversării a 120 de ani de la nașterea ilustrului nostru înaintaș. Grație aparaturii tehnice despre care televiziunea română a și menționat cu alte ocazii, chiar televiziunea română internațională, este o aparatură de înaltă fidelitate. Pregătim, în primul rând, fotoexpoziția Titulescu. Avem aici o serie de materiale originale, printre care
O să-mi facă plăcere să vă prezint și testamentul lui Titulescu, unul din ele, fotografii, copii de pe documente originale al unor ilustre personalități ale epocii sau cei care s-au referit la activitatea lui Titulescu ulterior. Lucrăm la definitivarea albumului Nicolae Titulescu, un album care caută să integreze cele mai semnificative momente ale vieții sale, cele mai pregnante documente care ilustrează viața diplomatului, viața omului politic, viața omului de familie. Sunt rezultatele unor acumulări îndelungate, atât în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cât și în cadrul altor arhive naționale, ale unor muzee regionale, ca și în cadrul unor colecții particulare. Spun că această preocupare am avut-o în atenție timp de aproape 40 de ani, dintr-o pasiune pe care o veți înțelege foarte bine. Am adunat tot ceea ce am putut aduna din confruntările pe care le-am avut, confruntări pozitive, cu personalități care au fost congeneri ai lui Nicolae Titulescu, care au fost colaborator al lui Nicolae Titulescu. În arhiva Ministerului Afacerilor Externe dispunem de câteva sute de fotografii care acoperă, practic, întregul spectru al activității lui Nicolae Titulescu. Este un univers care surprinde pe Nicolae Titulescu în întrevederi cu personalitățile veacului. Veți regăsi în albumul pe care îl pregătim documente fundamentale pe care Nicolae Titulescu le-a trudit, a gândit la ele, a conlucrat cu mari personalități din Europa pentru a obține acele tratate, acele acorduri care să schimbe în mod pozitiv soarta Europei. Veți regăsi neîndoielnic în paginile acestui album momentele adolescenței. Veți regăsi momentele studiilor universitare. Veți găsi momentele lansării sale în viața politică. Veți regăsi acele perioade astrale ale activității lui Nicolae Titulescu. Este vorba de apogeul prezenței sale pe scena internațională, când 2 ani la rând este ales președinte al adunării Societății Națiunilor. Nu este ușor din câteva sute de fotografii să te oprești, așa cum am fost și cum suntem obligați să ne rezumăm la circa 200. Este o lucrare profund elaborată. Este o lucrare dificilă. Este o lucrare care impune tehnici moderne de recuperare a unor imagini. Tehnici moderne de prelucrare. De computerizare grafică foarte sofisticată. Căutăm de asemenea ca tiparul unui asemenea album să se ridice la nivelul exigențelor cele mai înalte, comparabile cu cele urmărite și onorate pe plan european. Sperăm că anul acesta, la 120 de ani, să-i cinstim memoria cu un pas semnificativ în plus. Să-l aducem mai aproape de oameni, dincolo de litera documentului, prin imagini, chiar dacă nu sunt întotdeauna de acord că putem reconstitui o istorie în imagini. Din 8 martie, la Paris, este deschisă prima fotoexpoziție documentară 120 de ani, nașterea lui Nicolae Titulescu. De ce am deschis-o la Paris? Împreună cu Academia Română și cu Ambasada României la Paris, este evident, Titulescu s-a format ca intelectual la școala franceză, a funcționat în repetate rânduri în colaborare cu distinși diplomați francezi din perioada interbelică. Practic, Franța, chiar în momentele, să zicem, de odihnă spirituală, a însemnat o a doua țară, poate, pentru Titulescu, la fel cum a fost și Elveția. Aș menționa în continuare dintre acțiunile pe care Ministerul Afacerilor Externe le organizează, în cooperare strânsă, în primul rând, cu Academia Română,
cu secția de științe istorice și arheologice, în frunte cu profesorul academician Dan Berindei, dar și cu colaborarea Bibliotecii Academiei Române, a Arhivelor Naționale, a altor instituții care dețin fonduri Titulescu, să nu omitem cele locale din zona Slatinei, Craiovei, chiar micul muzeu de la Titulești. Fiecare și-a adus contribuția la păstrarea imaginii unui Titulescu dinamic și mai ales un mare român. Sunt acțiuni pe care le vom desfășura la Belgrad, în cooperare cu institute prestigioase din Iugoslavia, de asemenea la Atena, de asemenea la Atena și Salonic, și primăvara va culmina, firește, cu manifestările deosebite organizate la Geneva, în fostul Palat al Societății Națiunilor, și cu, să spunem, oferirea de către statul român a unui bust al ilustrului diplomat și om politic român. Manifestările vor continua apoi în Suedia, în țările Scandinavie, de fapt, în Italia, în Germania, și vor trece dincolo de ocean, începând din iulie, pentru ca să fie pe toată coasta de est și pe coasta de vest, în Canada, unde sperăm și comunitățile românești să își aducă talentul, inspirația și mai ales participarea lor afectivă, să transmită generațiilor care sunt astăzi și poate au auzit foarte puțin de Titulescu, ceva din spiritul care l-a animat, al cooperării intelectuale, dincolo de frontiere. Firește, anul Titulescu nu înseamnă numai aceste fotoexpoziții, mese rotunde, conferințe. El înseamnă participarea alături de distinse personalități internaționale la mese rotunde, pentru că ceea ce este important să subliniem este actualitatea mesajului pe care opera sa, juridică, politică, diplomatică, îl transmite celor prezenți.